Adevărul este că Dumnezeu și nouă ne-a vorbit aici în repetate rânduri și ne-a chemat la unitate. De aceea cred că ne va fi de folos să cugetăm împreună asupra acestui cuvânt inspirat prin Duhul Sfânt și scris de către Apostolul Pavel. Îndăviți-mi însă să introduc puțin epistola aceasta, să o așez în contextul ei, pentru că ne va fi de folos să înțelegem situația. Aș vrea să vă reamintesc că biserica aceasta a luat ființă în urma unei lucrări deosebite. Apostolul Pavel, însoțit de colaboratorii lui, se afla la un moment dat în Troa, o așezare din Asia Mică, și aveau ei planurile lor, proiectul, itinerariul conceput, dar într-o noapte Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel și Pavel a văzut într-o vedenie pe un bărbat din Macedonia care a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Și foarte frumos a scris în Cartea Faptele Apostolilor că grupul care îl însoțea pe Pavel, deși doar Pavel a avut vedenia aceasta, tot grupul care îl însoțea a căzut de acord că era o chemare, o călăuzire din partea lui Dumnezeu să treacă peste Marea Egee înspre Macedonia. Citim în Cartea Faptele Apostolilor că prima cetate a Macedoniei, pe care au întâlnit-o ei după ce au traversat Marea, a fost cetatea Filip. N-am să intru în istorie, în elemente sau informații despre obârșii acestei așezări și evoluției ei în timp, dar am să spun că Apostolul Pavel aici împreună cu însoțitorii lui au rămas o vreme, nu foarte mult. În alte locuri Pavel va rămâne mai mult. În Efes de bună oară, în Corint, în alte locuri va rămâne mai mult. Dar aici, în Filip, Pavel a rămas destul de puțin. Nu mi se precizează cât, dar din relatarea din Faptele Apostolilor înțelegem că n-a fost o ședere lungă. A fost o perioadă în care Pavel a predicat Evanghelia unui grup de femei care se adunau într-un loc de rugăciune pe malul unui râu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a deschis inima Lidiei, o vânzătoare de purpură, care a primit cuvântul Domnului, care împreună cu toată casa ei a crezut în Domnul. Cam în aceeași vreme însă s-a întâmplat și un incident, în urma căruia Pavel a fost aruncat împreună cu unul din grupul care îl însoțea în temniță. Și în noaptea în care Pavel era în temniță, Dumnezeu a mai făcut o lucrare și a întors la pocăință pe temnicienul din cetate, împreună cu cei din casa lui. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Apostolul Pavel, imediat după aceea, după ce a fost scos din temniță, în zilele imediat următoare, a părăsit cetatea aceasta și s-a îndreptat spre următorul punct de pas. Lăsa în urma lui un mic grup de credincioși. Nu știm cât să fi fost. Poate doar cele două familii, Lidia și cei din casa ei, și temnicerul din Filip cu cei din casa lui. Despre aceștia avem mărturie că au primit cuvântul, că s-au întors la Dumnezeu. Cert este că, după plecarea Apostolului Pavel din cetatea aceasta, la grupul creștinilor Dumnezeu a mai adăugat suflete. Peste vreme, se crede că a trecut aproximativ 12 ani au trecut de când Pavel a plecat din Filip și până când scrie această scrisoare. În această perioadă s-au întâmplat câteva lucruri deosebite. Pavel a ajuns să fie închis pentru credință. Și, pe de altă parte, biserica în care se implicase, la originea căreia slujise și pusese suflet, a crescut sub binecuvântarea lui Dumnezeu, i-a ajuns să cuprindă tot mai mulți membri, să fie o biserică puternică. Am auzit spunându-se printre cercetătorii Bibliei că epistola, că biserica aceasta a fost cea mai apropiată de Apostolul Pavel din câte biserici a înființat el cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Cei care susțin această opinie se întemeiază pe faptul că această biserică este singura care a fost alături de Pavel în nevoile lui materiale. Dacă veți citi cu luare aminte epistolele lui Pavel, veți vedea că în cel puțin patru împrejurări diferite,
Biserica fraților macedoneni, biserica din Filipi, a fost alături de Pavel și a trimis ajutoare materiale. S-a gândit la nevoile apostolului. Însă, dacă tot am afirmat lucrul acesta, eu aș vrea să mai spun ceva ca să contrabalancez afirmația aceasta. N-aș vrea să creadă cineva că apostolul Pavel a fost un materialist și că pentru bisericile care au fost alături de el în nevoile lui, Pavel a avut o considerație deosebită, iar pentru cele care l-au uitat pe apostol sau n-au simțit împreună cu el în greutățile materiale, Pavel a avut o dragoste mai rece. Nu. Ceea ce am vrut să spun prin aceasta este faptul că biserica aceasta a simțit cu apostolul Pavel și Pavel a simțit dragostea acestei biserici față de el. Acum, când Pavel era în lanțuri pentru credință, el scrie această epistolă bisericii din Filipi. Dacă o veți citi cu atenție, veți constata că biserica aceasta se confrunta cu două probleme majore. Pe lângă aceste două probleme majore, posibil să fi fost și altele mai mici. Pentru că așa e între oameni și între frați. Încă nu suntem desăvârșiți. Noi tindem spre desăvârșire și în fiecare an ar trebui să fim tot mai buni, tot mai aproape de asemănarea noastră cu Domnul Iisus. Dar încă nu suntem desăvârșiți și de aceea printre oameni și printre frați pot să mai apară câteodată probleme. Ei bine, biserica din Filip se pare că se confrunta cu două probleme majore, pe lângă care, încă o dată zic, poate vor fi fost și altele mai mici. Una dintre aceste două probleme majore era lipsa bucuriei. Pentru că Apostolul Pavel, în această epistolă scurtă, din doar 4 capitole, îi îndeamnă pe frații din Filip mereu și mereu să se bucure. Le spune de vreo 8 ori, dacă nu dau eu greș, să se bucure. Zice, bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Îi spui unui om să se bucure atunci când simți că este mâhnit, că este descurajat, că este apatic, că poate nu mai vede nici o speranță. Îi spui unui om să se bucure dacă îl vezi că este trist, că are semne de întrebare, cuprins de îngrijorare. Ei bine, eu cred că una din problemele mari, din cele două probleme mari ale bisericii din Filip, era lipsa bucuriei. Nu știm exact motivele care au dus la stingerea bucuriei dintre frați. Dar Apostolul Pavel îi îndeamnă mereu. Și Pavel le spune, de fapt, le dă de înțeles că el se bucură chiar și în lanțurile lui. Acum este o problemă. În bucuria pe care el o simțea, era ceva ce lipsește. Dar Pavel zice, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Dacă voi veți face lucrul acesta, bucuria mea va fi deplină. Nu contează că sunt în lanțuri. Nu contează că autoritățile romane mă privesc ca pe un om care tulbură de unde ajunge. Pentru mine, felul în care ei mă privesc, nu contează. Nu asta este ceea ce lipsește bucuriei mele ca să fie deplină. Ceea ce lipsește bucuriei mele ca ea să fie deplină, este faptul că am auzit că între voi nu este unitate. De aceea vine acest îndemn și zice, faceți-mi bucuria deplină și uniți-vă. Pe de altă parte, tot în această epistolă veți găsi că Pavel se adresează indirect la 2 surori din biserică, Evodia și Sintichia. Nu ni se spune foarte precis ce funcție aveau surorile acestea, ce slujire aveau și ele acolo în rândul bisericii. Probabil că erau 2 surori cu influență, oarecum, printre frați. Apostolul Pavel spune că aceste 2 femei au lucrat împreună cu el la înaintarea Evangheliei. Nu știm în ce împrejurare anume. Câtă vreme ele au lucrat împreună cu Pavel, pentru ele a fost simplu să se supună autorității și spiritului de organizator al apostolului.
Dar acum când Pavel, cu personalitatea lui puternică, dinamică, lipsea, se pare că a existat un fel de concurență între cele două surori. Și acum Pavel, indirect, le spune și acestor două surori. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Foarte important, vă rog să remarcați, Pavel nu ia apărarea uneia în fața celeilalte. Nu ridică pe una și o coboară pe cealaltă. Ci la amândouă le spune să se alinieze la gândul lui Hristos. Nu îi spune Evodiei, lasă de la tine și ascultă de Sintichia. Nu îi spune nici Sintichiei, lasă de la tine și aliniază de la gândul Evodiei. Ci pe amândouă aceste surori, în slujirea lor, nu știm care era acolo în biserică, pe amândouă le sfătuiește să se alinieze la gândul lui Hristos. Domnul să ne ajute și pe noi la aceasta. Există patru domenii, și am să le amintesc pe scurt, care țin de unitatea bisericii. Noi putem să cântăm că suntem uniți, suntem o familie unită. Putem să cântăm și lucrul ăsta să nu fie tare adevărat. Noi putem să predicăm și să facem declarații că suntem uniți și realitatea să fie foarte diferită de ceea ce declarăm noi. Putem să încercăm să salvăm niște aparențe și nu ne folosește la nimic. Există patru domenii specifice în care trebuie să se manifeste concret unitatea creștină. Zice Pavel aici și în versetul acesta al doilea, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Iată patru domenii în care este foarte important să dovedim practic, concret, unitate. Dacă ne lipsește să facem tot ce ține de noi pentru ca să o ducem la nivelul la care ne-l cere Dumnezeu. Am să încep cu dragostea. Pavel zice, faceți-mi bucurie de plină și aveți o dragoste. Am să mă folosesc de un exemplu care poate că pe unii dintre dumneavoastră vă va deranja puțin, dar eu cred că totuși este un exemplu bun. Ne aduc aminte, vremea copilăriei mele să fi avut vreo 12 ani, când la noi la școală s-a organizat o excursie cu autocarul din orășelul acela de provincie, foarte frumos, Sebișul, s-a organizat o excursie la Timișoara cu ocazia unui meci de fotbal între două echipe din partea de vest a țării. Două echipe, una era reprezentanta Aradului și una era reprezentanta Timișorii. Eu nu eram mare amator de fotbal, dar ca să ies și eu într-o excursie bea de la țară, am zis, mă duc și eu. M-am dus între cele două echipe pe stadion, era animozitate mare, în tribune la fel. Dar știți ce am constatat? Am constatat că oameni care nu se cunoșteau între ei în viața de zi cu zi, când echipa lor preferată dădea gol, erau în stare să se îmbrățișeze unii pe alții, erau în stare să se sărute unii pe alții, erau în stare de niște manifestări extraordinare. Și eu mă uitam și mă minunam. Copil de 11-12 ani de la țară. Mă minunam și eu. Știți de ce erau în stare să se îmbrățișeze, să se sărute și parcă erau frați, deși cu o jumătate de oră înainte sau cu o oră înainte nu s-au cunoscut? Pentru că aveau o dragoste. N-aveau o dragoste împărțită. Nu se îmbrățișau suporterii lui Timișoara cu suporterii Aradului, nu. Ci se îmbrățișau și se iubeau cei care iubeau același lucru, aceeași echipă. Cuvântul Domnului pe noi ne îndeamnă să avem aceeași dragoste. Adică să iubim aceleași lucruri. Când eu și dumneata îl iubim pe Domnul, atunci dați-mi voie să vă spun, noi ne vom iubi unii pe alții. Ne vom apropia unii de alții. Vom avea atât de multe subiecte de discutat unii cu alții, când ne vom întâlni. Dacă vom iubi lucrările lui Dumnezeu din toată inima noastră,
Când ne vom întâlni unul cu altul, vom vorbi despre ele și ne vom uita la această extraordinară. Așa de repede trece timpul că parcă numai cine întâlniră. E o plăcere să stai cu cineva care iubește aceleași lucruri pe care le iubești tu. Și pe creștini îi adună dragostea lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. În doilea rând, zice Pavel, să aveți o simțire. Dumneavoastră care citiți Scripturile, la fel cum le citesc și eu, știți că Apostolul Pavel a semnit biserica cu un grup omenesc. Înainte de Pavel, gânditorii greci au asemuit și ei grupul omenesc, au remarcat unitatea mădularelor din grupul omenesc. Dar n-am să mă refer la ei, deși aș putea. Am să mă refer la faptul că Pavel definește biserica drept un grup spiritual al lui Hristos. O sumă de mădulare care alcătuiesc împreună un trup și care nu pot să existe în stare de independență unul față de altul. De asta este important să fii membru într-o biserică. De asta este important să frecventezi serviciile unei biserici locale. Pentru că ești chemat să fii mădular într-un trup. În trupul lui Hristos care este biserica. Și creștinul sau creștina care zice eu pot să fiu un bun creștin, eu pot să fiu o bună creștină și dacă nu mă duc cu aia, greșește amarnic. N-a înțeles nimic din spiritul învățăturilor Noului Testament. A învățăturilor Domnului Iisus și a învățăturilor apostolilor. Pentru că și Domnul și apostolii au chemat pe creștini să trăiască împreună, să slujească unii altora, să simtă unul cu altul. Și Pavel zice, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire. Și dacă tu auzi despre necazul fratelui tău și poți să te duci la culcare liniștit și să nu te rogi pentru el, eu mă întreb în dreptul tău ce fel de simțire ai tu. Dacă tu auzi de problema, necazul, suferința sorii tale și te poți duce la culcare și uiți de ea și nu amintești în rugăciune, mă întreb ce fel de simțire e acolo. Când pe un mădular îl doare ceva, îl doare, simte tot trupul. Am zis că nu mă refer la gânditorii greci, dar totuși o să fac referire la unul dintre ei. Unul dintre ei, n-am să vă spun care, a remarcat că e în limbajul nostru uzual. Să spunem, mă doare mâna sau mă doare piciorul. Numai dacă stai rău cu limba română, spui, îl doare pe piciorul meu sau o doare pe mâna mea. Ați înțeles semnificația? În Arad era mai multe naționalități conlocuitoare și unii se exprimau așa. Pe mine îl doare mâna. Dar în limba română zici, mă doare mâna, mă doare capul sau mă doare piciorul. Pe mine mă doare mădularul ăsta. Sau celălalt. Asta înseamnă, dragii mei, că atunci când pe fratele tău îl doare ceva, ar trebui să te doară și pe tine. Pentru el. Dacă pe sora ta o doare ceva, ar trebui și pe tine să te doară pentru ea. Și ar trebui, atunci când aflăm de necazul unuia sau altuia, să ne preocupe întrebarea ce am putea să facem noi ca durerea lui sau durerea ei să fie mai mică. Pavel spunea, fraților, dovediți unitate, având o simțire. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând, zice Pavel, să aveți un suflet. Acum dați-mi voie să vă spun că aici cuvântul suflet este folosit cu sensul de simbol. Eu cred că el simbolizează râvnă. Să avem împreună râvnă pentru aceleași lucruri. Și mă uit la ceas, timpul înaintează, aș vrea să vorbesc, să menționez și un al patrulea domeniu, domeniul gândurilor și al preocupărilor noastre. În domeniul acesta va trebui să dovedim iarăși unitate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apostolul Pavel
le-a spus fraților din Filip că punctul de plecare în realizarea unității creștine este smerenia. În lipsa smereniei, să știți că ne vom chinui degeaba să lucrăm la unitate. Câtă vreme eu am o părere înaltă despre mine și dumneata e o părere înaltă despre dumneata, noi ne vom chinui din răsputeri să realizăm între noi unitatea și nu vom putea. Dar Pavel le îndreaptă atenția fraților către cel mai potrivit exemplu de smerenie, către Hristos. Zice, fraților, voi să aveți gândul care era în Hristos. Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că înainte de întrupare era într-o relație atât de strânsă, de intimă, într-o relație desăvârșită cu Tatăl, el a găsit un care să se smerească. Și Pavel formulează aici un principiu care a dat multă, multă bătaie de cap teologilor. Zice că s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Hristos s-a smerit. Avea o poziție înaltă, nu-i lipsea nimic, era desăvârșit. Totul în jurul lui, ascultat de el. Armonia era în cer. Și Hristos a găsit cu cale să se dezbrace pe sine însuși, să îmbrace chip de rob. Ce dă bătaie de cap teologilor și gânditorilor creștini de secole, la ce a renunțat Hristos atunci când a ales să se întrupeze? Pentru că, pe de altă parte, teologii care cercetează Scripturile vorbesc despre armonia desăvârșită care a existat între cele două naturi ale lui Hristos în timpul vieții sale pământești. Și ei spun minunea minunilor. În Hristos s-au împletit în timpul vieții sale pământești, în chipul cel mai armonios cu putință, două naturi foarte diferite. Natura dumnezeiască și natura omenească. În natura omenească, Hristos a simțit toate lucrurile pe care noi le simțim. A simțit și oboseala, a simțit și foamea, a simțit și setea, a simțit și întristarea, a și plâns. Dar pe de altă parte, El era în același timp și Dumnezeu în mod deplin, binecuvântat să fie. La ce a renunțat Hristos atunci când s-a desprecat pe sine, eu n-aș putea să vă spun în următoarele 5 sau 10 minute. Subiectul este foarte bogat și foarte complex. Dar aș vrea să vă spun că la tot ce a renunțat, a renunțat de dragul nostru. A renunțat pentru noi. O, Doamne, cât de greu ne este nouă să renunțăm la câte ceva. Când, mai știu eu, în familie, soției ceva nu-i place, soțul zice, dar la asta nu renunț. Sau, poate invers, Hristos a renunțat la mult mai mult de dragul nostru. Să luăm exemplu de la El. Și apoi, cum spuneam, să ne străduim, să dovedim unitate, în cele patru domenii pe care le-am amintit înainte. O simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Domnul să ne ajute la aceasta prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Dragii mei, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare și părtășind în această dimineață, atât cât a fost, aș vrea să o încheiem într-o rugăciune de mulțumire.